bărbat se plimba cu soția sa pe plajă când, dintr-o dată, a observat o turmă de delfini. Desigur că au început să-i filmeze pe telefon. Delfinii care săreau din apă le meritau toată atenția. Dar cel mai mult s-au focusat pe doi, care săreau mai activ decât ceilalți. Din corpul unuia dintre ei ieșea ceva, o prelungire. Doar acasă, uitându-se mai atent la fotografie, a înțeles ce era asta. Prelungirea din corpul delfinului era un chișcar. În limba engleză, lamprey, un pește parazit din trecutul îndepărtat, pe care delfinul încerca să-l scuture de pe sine, dar nu cred că i-a reușit. Cel puțin din cauza că acești pești există pe planeta noastră deja timp de 360 de milioane de ani și în tot acest timp s-au învățat al naibii de bine să fie paraziți. Nu e neapărat să se hrănească cu delfini. Se hrănesc cu carnea diferitor tipuri de pești, macrou, codre, chin, pisici de mare, chiar și balene. Oricine este binevenit. Chișcarului nu-i pasă. El își urmează victimile, se agață de ele cu dinții ascuțiți și nu le mai dă drumul până nu se satură. Uneori pot fi întâlniți pești sau mamifere pe corpul cărora sunt atașați mai mulți paraziți din aceștia și ceva îmi sugerează că nu e cea mai plăcută senzație. Mai ales atunci când vezi cum arată gura acestora. Sunt niște imagini din filme de groaze. Dar de fapt, lampreile nu au dinți în clasica înțelegere a acestui concept. De fapt, dinții lor sunt formați din piele keratinizată, care se rod periodic, apoi sunt înlocuiți cu alții noi. Aceste creaturi nu au fălci, mandibulă, maxilar, deci acestea răzuiesc solzii și pielea de pe victime, dar e puțin să te agăți de pradă. E important și să menții sângele în așa stare încât să nu se coaguleze. De aia, lampreile produc substanțe anticoagulante. Apropo, așa funcționează și țânțarii. Dar doar gândiți-vă, această ființă are deja 300 de milioane de ani și în tot acest timp practic nu s-a schimbat deloc. Reiese că sunt perfecte? Dar cum rămâne cu victimile lor? De fapt, nu au chiar prea multe opțiuni și totul depinde de mărime. Dacă prada nu e mare, pierderea sângelui împreună cu infecțiile o slăbesc mult și odată ce asta se întâmplă, parazitul se desprinde de sursa lui de hrană și caută una nouă. Creaturile mai mari însă au mai multe șanse să rămână în viață. Pofta lor nu ajunge ca să le bea până la urmă și se desprind mai devreme. Atunci, după trupurile lor, mai specific după cicatricile de pe trupul lor, se poate identifica câți paraziți s-au hrănit din el. Dar cel mai bine suportă chișcarul rechinii și treaba nu e în dimensiune. Acești prădători au o abilitate incredibilă de regenerare. Dacă Deadpool s-ar afla printre rechini, probabil că ar fi surprins. Și ei l-ar considera de-al lor. Rechinii au nevoie să se regenereze foarte rapid, fiindcă corpurile lor se lovesc mereu de tot genul de încercări. De exemplu, masculii mușcă mereu femelele în timpul împerecherii, iar colții lor, după cum știm, sunt foarte ascuțiți. Rănile trec în 2 săptămâni sau chiar mai rapid. Alți rechini luptă pentru posibilitatea de a domina. Unii dintre ei devin prăzi ale predătorilor mai mari și aici au nevoie de o recuperare mai rapidă. Și rănile super serioase trec timp de 1 lună jumătate. Uitați-vă la asta, rechinul a fost rănit cu elicea bărcii și asta arată super neplăcut, dar peste 1 lună totul a dispărut. Dar apare întrebarea, de ce asta se întâmplă atât de rapid? Unul dintre motive este vârsta. Rechinul de mult înnoată în oceanele noastre. Dacă e să credem cuvintelor oamenilor de știință, acest lucru se întâmplă deja de aproximativ 450 de milioane de ani. Și în tot acest timp a avut loc o evoluție continuă. Ea a și făcut din rechini niște supraviețuitori desăvârșiți. Altfel, nu s-au fi menținut atât de mult timp pe planeta noastră. De exemplu, nu de mult la rechinul alb au fost găsite mult mai multe gene responsabile pentru coagularea sângelui decât la oricare alt mamifer, pește sau pasăre. Au un rol important și proteinele care ajută la crearea noii pieli și țesături, adică rechinii au dedicat literalmente o parte mare din genomul lor vindecării rănilor. Nu este uimitor că le iese atât de bine. Dacă aveți nevoie de un exemplu viu,
Iată așa arată cel mai rănit rechin alb din lume. Acest titlu mondial nu e prea wow, dar doar uitați-vă la numărul de cicatrici de pe corpul lui. A supraviețuit toate astea, iar dacă rechinii sunt capabili să facă față celor mai serioase răni timp de câteva săptămâni, ce le mai pasă de chișcari? Delfinii, apropo, nu rămân în urma rechinilor când merge vorba despre regenerare. Acest individ a ars puternic la soare în anul 2016. Bietul delfin a stat fără apă 24 de ore. Oamenii care l-au salvat nu au crezut că va supraviețui, dar peste câțiva ani se pare că nici nu-și mai amintea prin ce a trecut. Iar asta ce e? Cine a putut să zgârie atât de puternic un cașalot? În ocean există tigri subacvatici uriași și noi nu știm despre asta? Veste bună, nu există așa ceva. Noutate proastă, asta a făcut un calamar. Și era unul gigantic. Calamarii gigantici sunt hrana preferată a cașalotului. E gata să se scufunde la o adâncime de un kilometru și să petreacă sub apă mai mult decât o oră. Dar calamarilor clar că nu le place așa situație, deci se opun. Se înfășoară în jurul cașalotului și lasă urme caracteristice ventuzelor și asemenea cicatrici albe. Doar că astfel de lupte dintre cașalot și calamari nu au fost urmărite live niciodată, dar oamenii de știință consideră că cicatricile astea se formează anume în urma lor. Chiar și la începutul secolului trecut au fost găsiți cașaloți cu astfel de urme. Cine suntem noi să argumentăm ceva împotriva acestui fapt, mai ales cu oamenii de știință? Calamarul poate... zgria? Mereu părea că ei sunt moi, cu mușchi puternici și ventuze, dar apoi am văzut cum arată într-adevăr tentaculele lor. Aceștia, ca trandafirii, au niște spini, niște cârlige. Adică nu doar se agață de victimă sau prădător, ci și-și bagă cârligile în ei. Plus că aceștia se mai pot și întoarce, iar calamarii sunt capabili să controleze asta, ca să se agațe și mai puternic. Mai mult decât atât, calamarul are un cioc asemănător cu cel al papagalului. Unul uriaș, foarte solid, e un instrument de ucidere a prăzii. Anumite specii folosesc acest cioc pentru a tăia coloana vertebrală a victimei și pentru a o paraliza. Sinceră să fiu, nu m-am așteptat de la un calamar la un astfel de comportament. Știți că scafandrii uneori îmbracă costume speciale împotriva rechinilor și acestea chiar funcționează. Numeroase teste confirmă asta. Fără panică, acest om este profesionist și a fost în siguranță, nu a pățit nimic. Dar știți ceva? Calamarilor le este tot una de toate costumele noastre. Cârligele lor sunt atât de ascuțite că pot să străpungă și astfel de costume. Asta s-a întâmplat cu naturalistul britanic Steve Bagel și asta e foarte dureros. Sperăm că a scăpat fără răni serioase. Acum începem să înțelegem de ce pescarii din trecut se temeau de calamari atât de tare, că l-au inventat pe Kraken. Ei bine, dacă credeți că întâlnirea cu un calamar super gigantic se poate întâmpla doar în pirații din Caraibe, atunci n-ați auzit despre vasul Stein, care în 1978 s-a lovit de ceva gigantic sub apă, gigantic și invizibil. Au început probleme cu tehnica și au fost nevoiți să se întoarcă în port. Acolo au constatat o deteriorare gravă a stratului de acoperire, tăieturi adânci, zgârieturi. În una dintre cele mai profunde zgârieturi, echipajul a găsit niște cârlige, fix ca la calamarii gigantici, dar aici există o problemă. Măsurătoarele oficiale a acestor cârlige și daunele provocate au arătat că mărimea creaturii trebuia să fie mai mult de 46 de metri lungime. În ideea în care cel mai mare calamar care vreodată a fost înregistrat de oamenii de știință avea doar 13 metri lungime. Și deși se consideră că acești calamari gigantici trăiesc doar 5 ani, oricum m-am cam îngrijorat. Iar ca să ne îngrijorăm și mai tare, poftim un fapt. Peștele spadă poate să atace bărci. Începând cu secolul XVII, există informații sigure care confirmă acest lucru. Peștii nu doar atacau bărcile, ci și chiar le străpungeau cu nasul lor, desigur că. Exemplul corabiei care era folosită pentru vânătoarea Fortuna din Massachusetts în general îngrozește.
Se consideră că peștele atunci a străpuns 46 de centimetri de lemn rigid. 46! Iar un submarin pe nume Elvin a fost și mai puțin norocos. Un pește spadă a dat de el la adâncime de 600 de metri și da, s-a înfipt în el. Echipajul a decis să iasă la suprafață ca să îndepărteze peștele. Acest proces a ocupat, cât credeți, 2 ore. Imaginați-vă cât de adânc s-a blocat. Dar de ce peștele spadă în general a decis să atace un submarin? E rezultatul faptului că s-a speriat sau un simplu accident, ca și situațiile cu țestoasele. Se cunosc nu prea multe cazuri. Uneori ele supraviețuiesc după astfel de întâlniri. Dar uneori au mai puțin noroc. Dar oamenii de știință au făcut careva cercetări și au aflat că de fapt peștii spadă doar încercau să prindă prada care se afla lângă țestoase. Probabil că ele nu sunt chiar fericite de așa coincidențe. Am uitat complet să vă spun ceva despre delfini. Globicefala sunt niște delfini oceanici mai mari decât delfinii comuni și un pic mai mici decât balenele ucigașe. Se hrănesc în special cu calamari. Dar pe cine nu au un meniu este acest pește. Și nu degeaba, căci în anul 2014, pe coasta olandeză, a fost adusă o globicefală moartă, în care se afla anume acest pește care s-a blocat în căile ei respiratorii. Coincidență? Peste 3 săptămâni s-a întâmplat exact același lucru, din nou. Probabil că el se zvârcolea și a nimerit în tubul respirator. Dar factul rămâne fapt, au fost sufocați de un pește mic. Ce să zicem, natura este impresionantă. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din acest episod și dacă mai aveți informații interesante pe care să le adăugați, nu ezitați să faceți asta. De asemenea, nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!